prezența din 34 de membri au fost prezenți 28, a lipsit, pentru că tot e neinteresant pentru poziția locală, domnul Vaida. În rest au lipsit cei care țin de, bine, domnul Ioniță Cătălin de la Rosal și în rest Apa Nova, Distrigaz Electrica, Apa Nova, Distrigaz, Veolia Energie și Luxtel. Deci 28 de oameni prezenți, 28 de voturi acordate pentru și 2 invitați și vreau neapărat să vă vorbesc despre invitați pentru că cel puțin 4 persoane de aici, dacă nu mă înșel, sigur nu mă înșel, au fost prezente la o discuție foarte interesantă. Pe fond, am solicitat votul prin Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Evident că acest vot a fost acordat și în acest fel am putut să facem, să adoptăm o hotărâre pe care urmează procedural să o trimitem în continuare, așa cum v-am informat. Comitetul Local pentru Situații de Urgență, care o să mai citesc preambulul, hotărăște articolul 1. Se constată existența unei stări potențial generatoare de situații de urgență la nivelul municipiului Ploiești ca urmare a incapacității operatorului de salubritate de a colecta deșeuri menajere de la populație în contextul epidemiologic existent. Articolul 2. Informarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova despre existența stării potențial generatoare de situații de urgență constatată la articolul 1. Atenție, aceasta este formula din lege, ca să înțelegem. Articolul 3. Se solicită acordul prefectului județului Prahova pentru declararea stării de alertă pe teritoriul municipiului Ploiești în următoarele condiții. A. Perioada stării de alertă este de 30 de zile solicitată, evident se poate prelungi și constata în continuare. B. Măsuri ce se vor adopta sunt cele pe care le veți avea pentru că va fi pusă la dispoziție și evident comunicat în acest sens. Dat de către Primăria Municipiului Ploiești. 28 de voturi. Foarte interesant și de asta vreau să vă povestesc un pic despre această ședință, este că am avut ca invitat și mulțumesc public că au dat curs invitații noastre, deși poate că ar fi trebuit să răspundem mai devreme sau să se răspundă mai devreme de aceste instituții, atât APM-ul, cât și Garda de Mediu. Evident, din Comitetul Local pentru Situații de Urgență face parte de SP-ul care și-a exprimat votul clar și răspicat în favoare, deci pentru adoptarea și pentru începerea procedurii, adică mai părăunește pentru constatarea stării de alertă, care poate crea anumite premise și reacții pe care am putea să le avem atât noi, cât și ADI-ul, dacă se trezește și ADI-ul. Dar cei doi viceprimari pot confirma, punctul de vedere al Gărzii de Mediu la un moment dat, probabil va fi și susținut, a fost la că în urma celor constatate, pe lângă sancțiuni pecuniare, există și posibilitatea și analiza de a se retrage, de a se suspenda autorizația de mediu pentru operator. Am avut de seama, noi nu putem să comentăm, tocmai de asta am invitat și dânsii au fost în calitate de consultanți și, repet, le mulțumesc. Înțeleg că pe procedura dânsilor, Garda de Mediu merge și face propunere către APM, de acolo încolo ce se decide. În mod sigur, în contextul în care președintele Consiliului Județean pentru Situații de Urgență, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență va decide, adică domnul prefect să se facă o astfel de ședință, acolo în mod asumat prin vot, cele două instituții, în speță Garda de Mediu și APM-ul, își vor expune punctul de vedere. Asta este situația momentului. Jenantă pentru noi, frustrantă pentru noi, cu posibilități care tind spre zero de a lua măsuri, exceptând situația legată de CCP, unde suntem absolut pregătiți să intrăm cu propuneri, așa cum v-am informat prin comunicatul de el. Așteptăm să vedem care este opinia prefecturii, care este hotărârea, pentru că orice fel de propunere și discuție în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență are ca finalitate o hotărâre, să vedem care este hotărârea și din momentul respectiv vom comunica care sunt pașii și cum vom reacționa. Este foarte clar că sunt două variante de lucru pe care le are ADI-ul. Fie constată, ceea ce este clar de constatat, că nu există capacitatea în momentul ăsta
ca operatorul să strângă pe românește gunoaiele din ploiești și că stăm pe munți de gunoaie care evident produc o anumită, lăsăm la o parte disconfortul, lăsăm la o parte dezbaterile puierile, vorbim de sănătatea publică. Și o să vă rog să vă gândiți, cel puțin asta este punctul meu de vedere pe care mi-l asum, că totuși este un pic ciudat, deși nu incorrect și eu, este un pic ciudat să luăm măsuri la nivelul operatorilor economici, să luăm măsuri de protecție specifice pandemiei prin care trecem, măsuri care sunt de acord și o spun public, dar în același timp ne prefacem că nu avem o problemă mai mare care ține de sănătate, mult mai mare și foarte periculoasă, care este această situație. Acesta este motivul pentru care am început procedura. Finalitatea procedurii ține într-o foarte, foarte mare măsură și de reacția pe care prefectura o va avea și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Din momentul în care, dacă, eu nu pot să presupun, sunt invitat acolo, deci n-am nici măcar drept de vot în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. În momentul respectiv, dacă se va dispune prin hotărâre ceea ce noi am propus, vom avea o reacție imediată, dar pe care, atenție, clar și răspicat, putem să o avem la nivelul contractului pe care primăria îl gestionează și care ține de curățenie căi publice. Nu putem avea nicio reacție dacă cineva din ADI nu se trezește, nu vine din concediu. Și nu sunt deloc răutăcios, mi se pare ireal. Și nu are o reacție vis-a-vis de aceleași posibilități pe care le avem și noi. Și anume, fie găsesc o situație pe o procedură de achiziție de urgență pentru, noi am spus 30 de zile, dânsii pot dispune cât doresc, la nivelul ADI-ului prin Comitetul Județean pentru situații de urgență, fie pur și simplu se reziliază contractul cu operatorul în condițiile date. Am avut diverse